Aglai Doștamanien, așa vorbește Domnul, iată, e vremea cercetării și e vremea să-mi adun snopii, zice Domnul, și voi intra din cort în cort, pentru căci, iată, prinși de război, zice Domnul, se află în ghiarele celui rău, șaman Aglai Doștemenien, șabrotimenadie, și pentru căci va veni peste pământ, zice Domnul, se va dezlănțui o putere demonică din adânc șabrodistamanien și va învălmăși și mai mult. Iată sufletele care nu stau lângă mine, zice Domnul, am în vedere să intru din cort în cort și iată, acolo unde este altar de rugăciune, am să intervin și am să întorc înapoi pe prinșii de război, zice Domnul, și dacă voi găsi un suflet mijlocitor în fiecare cort, unde sunt, iată, șabraidoștămanien, suflete care s-au depărtat de fața mea, zice Domnul, am să intervin șabraidoștămanien, iar dacă nu, zice Domnul, și brotiștămanien, duhurile care se vor dezlănțui din adânc, vor pătrunde în acele corturi, zice Domnul, șaman Aglai Doștemenien, și nenorocirea va fi peste corturile acelea, pentru că ce iată se văd unele altare dărâmate, s-a brodiștămanien și se văd, iată, unele suflete care au adus înaintea mea, zice Domnul, suflete, dar au obosit pentru că ci n-au văzut rezolvare. Astăzi vreau, șabrotiștămanien, să vă întăriți și iată credința să vă fie neclintită, zice Domnul, căci n-am uitat de rugăciunile aprinse, de lacrimile care au curs pe obraj, zice Domnul, șabrotiștămanien, de aceea vă chem din nou în odăiță, voi cei care v-ați depărtat, șabrai domenadie, și care ați lăsat lucrurile așa cum sunt. Eliganai dostamana goltoșemenien, vine ziua izbăvirii, nu descurajați, șabratoșemenien, și ridicați mâini curate spre ceruri, șemana glorii beltoșemenien, că voi intra cu putere și autoritate și veți auzi lucrul acesta. Și iată, baltoșemana goltoșemenien, că despre cei care stau șabrădumena de nepăsare, dar rigătoștimenie duhurile acelea vor veni cu putere și au să vă înlănțuie, pentru căci nepăsarea vă cuprins șabrădumenie, de aceea vă strig astăzi prin Duhul Sfânt pe unul fiecare în parte. Elaidoștăbrodimenadie, apropiați-vă de mine, căci vrei în vremuri grele, zice Domnul. Șabrădumenie, șemana goltomenadie,
dragoste și iată lucrarea vă rămâne în picioare, căci gura Domnului a vorbit. Amin, amin.